Pentru că până aici Domnul ne-a călăuzit un cuvânt în direcția credincioșiei, aș vrea să citesc și eu câteva cuvinte din Luca, capitolul 16, începând de la versetul 10 și până la 13. Luca 16, de la 10 la 13, unde Domnul făcea o afirmație radicală. Cine este credincios în cele mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Și acum două întrebări trebuie. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va credința adevăratele bogății? Și a doua. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate spuși la doi stăpâni, că sau va urmi pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Lui Zăcoastră. Mulțumim Domnului și eu o să adun din nou la dumneavoastră la Corjeuz, la Stătii. Am mai fost în urmă ani, la o conștiință de tineret. Iată-o din nou, în mijlocul fraților, doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe voi și în casă de voastră. Amin. Cum spuneau și frații, este ultima slujire noastră, după ușirile slujirii, o să plecat din vinerea trecută, de săptămână și de acasă. Am fost în zona Satu Mare, apoi în zona Moldovei din România, câteva evanghelizări, iar apoi am plecat în Ucraina, la Donetsk, în zona de război, ne-am slujit și 3-4 predici într-o zi, evanghelizări, în aer liber și ajutorări. Ca apoi să aterizăm la dumneavoastră aici, sâmbătă și duminică, și iată-ne toate o plecare. Rugați-vă ca Domnul să ne păzească de rost pe casă. Amin. Dragii mei, rămâna credincioșie. Poate că Domnul ar vrea să ne testeze un pic credincioșie. Fratele Daniel încerca să ne dea o definiție din dicționar, să ne lămurească puțin termen. Eu cred că confuzia asta este mare, pentru că în limba română cuvântul credincios nu e foarte clar. În alte limbi, mai clar. Limba română un pic încălcit aici, și așa zicea moldovenească, care e tot una a noastră. Cuvântul credincios în Biblie înseamnă cel puțin trei lucruri. Și dacă nu știm ce înseamnă în versetul ăsta, e puțin încălcat. De exemplu, Matei 14:31, primul sens, credință. Îndată Iisus a întins mâna la apucat și a zis, puțin credinciosului. Pentru ce te-ai îndoit? În limba română, cuvântul credincios înseamnă om care are credință. Și iată, aici nu spune puțin credincios. Că nu se referă la ce-a spus fratele. La consecvență. Problema lui era necredința. Puțin credinciosule. Te-ai îndoit? Credincios, așadar, înseamnă om care are credință. De aici, cu curtătura, credinciosul ăsta. De asemenea, tot în Biblie găsim, de exemplu, în mai multe locuri, dar găsim, dacă vreți, în din Corinteni, capitolul 7, unde este o dezbatere despre căsătorie acolo și spune Pavel, celorlalți zic eu, din Corinteni 7:12, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincios, și ea voiește să trăiască înainte că el să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit printre soția credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită pe fratele credincios. Vedeți aici cuvântul este credincios, necredincios, credincioasă, necredincioasă. Aici clar că Pavel se referă la eticheta de creștin. Dacă este un frate care e creștin și sora nu e creștină și vor să trăiască împreună, să trăiască împreună. Credincios printre altele și bine spunea fratele, înseamnă și creștin. De aceea în satul lor ne spun cu tare credincios. Adică e creștin. Și adică și Pavel folosește cuvântul credincios în dreptul omului botezat în credința creștină. Că asta se referă Pavel aici. Unul era pătrân și unul era creștin. Nici vorba de consecvență aici, e vorba de a fi sau a nu fi creștin. Și sigur, este al treilea semn, cum spuneam,
Atunci când Biblia spune de multe ori, credincios este Dumnezeu. Cu siguranță, frații, nu se referă nici la cuvântul creștin, că Dumnezeu nu-i creștin. Am vrea noi să-L botezăm. Dumnezeu este deasupra oricum etichete. Nu-i nici pentecostal Dumnezeu, nu-i nici baptist, nu-i Dumnezeu nici ortodox, Dumnezeu e deasupra lumii. Noi am inventat aceste denominații. Dumnezeu rămâne credincios și asta. Cu siguranță nu înseamnă nici creștin și nu înseamnă, spunea Tuțea, pentru Tuțea România, că dacă Dumnezeu nu-i român, sunt împotriva lui. Stai liniștit că nu-i român. Dumnezeu nu-i nici ardelean, nici american, nici moldovean, nici creștin. El este Dumnezeu, glorie lui. Și Dumnezeu nu are nici nevoie de credință. Când spune că Dumnezeu rămâne credincios, cu siguranță nu se referă la credință, că Dumnezeu nu are nevoie de credință. Noi avem. Dumnezeu cunoaște tot. Când Biblia spune Dumnezeu este credincios. Și în pasajul pe care l-am citit și despre care fratele vorbea mai devreme, Biblia vorbește despre al doilea sens pe care frații au vorbit. Consecvența. Credincioșia se referă la statornicie în pocăință. Și acum întrebam eu, oare cât e important este credincioșia asta? Pentru că nu e credincioșia în țara aceasta și se pune întrebarea cât de importantă e credincioșia. Hai să citim din Sfânta Scriptură, poate le spune unii până așa importantă, Matei 23 cu 23, tare puteți în minte. Matei 23 cu 23. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici. Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute, ascultați aici, cele mai însemnate lucruri din lege. Care? Dreptatea, mila și credincioșia. Și spune cuvântul aici și pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Măcar că Domnul Iisus spune toate sunt importante, totuși îndrăznești că o să mă auzi, că ceva sunt importante. Zecioala, izme, chime, izmă, e bun. Nu trebuie lăsate nefăcute, dar zice, voi lăsați alea mai importante. Printre care și credincioșia, slăviți să fie Domnul. Frații mei, credincioșia este esențială în viața de credință. În pocăință este fundamental să fii un om credincios. Constant în pocăință. Atâția oameni încep pocăința și viața pe Domnul, cu atâta entuziasm. Îi vezi la botez, Domnul, zboară Domnul. Zboară, primești cum spun la stăvință. Nu mai poți să-i oprești. Ai impresia că decolează și nu mai comportă. Și trece un an, vei Domnul și pe trei, atâția frați, aterizează. Și vezi ca niște pipirici, fără pasiune, frate, unde-i pasiunea? Umblai în evanghelizări, posteai de două ori pe săptămână, dăruiai, erai prezent la casa Domnului. Unde-i credincioșia care te caracteriza la începutul pocăinței? Frații mei, credincios sunt cei care ajung la capăt. Aceiași. Cele mai importante, credincioșia e importantă, frații mei. Găsim că această credincioșie este o roană a Duhului, nu? Dacă ne dăm acolo în Galateni, capitolul 5, credincioșia, printre altele, este prezentată ca fiind una dintre roadele Duhului. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia. A șaptea, mai sunt acolo două, blândețea și înfrânarea poftelor. Ce nu știa, sau ultimul. Și el întrebam pe tine, oare cât e importantă înfrânarea poftelor, a noua roadă, ultima, ce ușoreasă asta? Acum ne mutăm un pic mai sus în liză, la șaptea. Cât e importantă? Noi predicăm mult despre dragoste, predicăm mult despre pace, bucurie. Frate, e important să ai dragoste. Dar credincioșia mai e importantă? Eu înțeleg, frații mei, că de fapt Duhul Sfânt are o singură roadă. Așa spune, roada Duhului din potrivă e, nu roade. Frații mei, roada Duhului una singură și nu se poate să nu fie și credincioșii acolo. Și nu-i mai importantă bucuria ca și credincioșii. Și n-ai cum să fii un om plin de dragoste când nu ești credincios și n-ai frână. Spuneam eu ieri că degeaba altă lucră dacă n-ai frână.
Să ne imaginăm că dragostea da, e accelerația și te împinge în viață și cu dragoste mergi pentru Domnul, dragoste te mână să faci fapte bune, dragoste te trimite misiune, dacă l-ai înflăcut. Cine vrea o mașină, un BMW cu, cu mii de cai, dar nu știu, sute de cai, că nici mă pricep. Și o să ai de frână. Toate sunt importante în aceeași măsură și constituie o roadă a Duhului. Doamne, dă-ne Tu credincioșia. E bine, vă rei, dragii mei, că Domnul Iisus ne testează în trei domenii credincioșii. Tocmai de aceea m-am invitat pe mesajul pe mesajul aceasta, testele credincioșii. Eram copil, mergeam la școală și erau câteva zile mai puțin plăcute când profesorul intra în clasă și spunea, scoateți o foaie de hârtie, lucrare de control, extemporal, test. Toți copiii vociferau, o, nu lăsați pe mine, Domnul Iisus, nu, astăzi. E bine, și Domnul nu a avertizat din timp, dar astăzi scoatem o foaie de hârtie și ne dăm test singur. Testele credincioșiei, trei test. Primul test. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este necredincios în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Vreți, Domnul ne întreabă cum stăm cu credincioșia în lucrurile mici. Când ești de credincios în lucrurile mici, atâta țin nota. Astăzi Duhul Sfânt te testează în lucrurile mici, în detaliile pocăinței. Și Domnul îți dă nota. Și Domnul spune că nota nu poate fi mărită. Chiar dacă spune, Doamne, am dragoste, nu. Nota ta rămâne 5. Sau 4. Sau 7. În funcție de cât îți dă Domnul la lucrurile mici. Vreau să spun, dragii mei, că pocăința nu o trăire anglo așa. Superficială. Dumnezeu creștin este Dumnezeu în detalii. Domnul se uită la toate. Felul în care te duci, care te îmbraci, felul în care cânți, felul în care vorbești, felul în care te porți. Pocăința nu să trăiești viața cu Dumnezeu în toate detaliile ei. Când e de credincios în lucrurile mici, atât e de credincios în lucrurile mari. Noi trăim o impresie greșită că dacă am avea lucruri mai mari, am fi mult mai credincioși. Frate, dacă aș avea o slujbă mai importantă, mi-aș da și eu silința. Dar eu sunt acolo. În spate, nu. N-am o chemare specială. Am rugăderi și prieteni cu frate. Zic, nu, mie nu-mi place acolo în față. De fapt, mie mi-a plăcea în față. Noi nu suntem în față când ne place în față. O, m-aș cu brațe și cu dumneavoastră, nu stai acolo. Am tare multe frate, nu scoafe, el nu-mi place în față, spun unii, eu vreau să fiu un rai ultim, să închidem ușa după mine acolo, să fiu acolo lângă mătură. Și l-a spus la tare mult frate, când n-am nimic, am văzut că e tare mare bătaie pe locul ăla. Că sunt mii de oameni care vor tot acolo lângă mătură. Probabil cum e să închidem ușa în rai, eu nu. Hai să căutăm mai mult fața Domnului și să dorim să fim mai în față, să dorim să fie Domnul. Adică, în sensul să căutăm fața Domnului, pocăința și să nu spune, frate, eu nu. Domnul ne testează în lucrurile mici. Cât ești de credincios în lucrurile mici, atâta ești. Nu mai spune că dacă ai fi mai însemnat, ai face mai mult. Că atâta cât faci acum pentru Domnul, atâta ai face la mine, pastor, dacă ai fi dirijor și cu mine, atâta faci, că atâta ești. Cât ești acum, cât ești mic. Și mie, în primul rând, să observăm că micul și marele, care relativ la oamenii? Noi nu prea observăm lucrurile mici, nu avem ochiul format. Pentru că ochiul nostru are o miopie spirituală. Și vedem cum vede lumea. Aici, în pasajul acesta, că știi mai jos, puțin Domnul spune, fariseilor, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, să puciți. Dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urciune înaintea lui Dumnezeu.